Amici, triple giardino, un ordino 1, nel 3, gli original, che è detto, stiamo con un lucro in comune lì. Questo è un ordino 1, un mega ADK, tutto originale, primi della J, in America. E cioè, questo è il clone, un ordino nano, care pe adresa, așa, deci el este legat la NRF 24L01, asta are adresa 0X01, adică înseamnă adresa 1. Al doilea este la adresa 124, adică 0X7C, în fixa decimal, iar subalternul 2 la 125 sau 0X7D. Bun. Acum, pe serial, văd la com 22, care înseamnă șeful, trimite așa. Îi trimite subalternului 1 la adresa 0X7C, X30, Y19Z234, ăsta confirmă și spune că a primit mesajul șelului și a trimis asta. Îi trimite și alu 2, adică lui Nano, alte asta și trimite că e ok. Dacă îți opresc pe Mega 1, așa. Așteptăm să-i transmită din 10 în 10 secunde, că asta e eroare transmisie lui subalternul 1, care era Mega. I-a transmis că X e 71, Y e 7, dar i-a transmis și lui 2 și 2 a răspuns. Da? Uitați, vezi? Vedeți aici? Bun, am face și așa. O primim și pe... Primim și pe al doilea. Și ce așa, a primit mesajul, dar doi a trimis eroare. Adică n-a confirmat. Da? Să încercăm să spun mâna. Ok. Și acum așteptăm să-i trăim. Deci. Nu a primit confirmat și l-a transmis înapoi. Doiul la fel, deci e ok. Se vede clar când unul nu mai transmite. Hai să întrebăm și pe șef, că asta n-am încercat-o. Nu se vede nimic. Da, și cam asta e. O să vedem și pe serialul de la subaltern. Hai să vedem și pe subaltern. Deci subalternii. Pe 7. Serial. 7 este subalternul 2, adică Nano, a primit de la șef, care a adresa 0X01, cum am zis, și a trimis confirmare. Acum o să-i dăm la... ...19, care e postul 1, care întâi inițializează radio 1, post subalternul 1. S-a primit de la... și ok. Da, deci ăștia sunt.